Se Servește foarte bine. Fetele joacă într-un pic alt stil decât băieții. Dar ea se antrenează cu bărbați. Da. Sparring partner-ul ei Se antrenează cu bărbați, e foarte puternică. Știu că mă antrenez câteodată cu Simona, cu Irina și dau foarte bine minge, joacă joacă foarte bine. Nu știu că în puncte, ca să-mi dau seama, dar e totuși o diferență între, între, bă, între băieți și fete, pentru că la, la forță, la bă, viteză, la anumite execuții. Eu, personal, n-am mai jucat simplu de foarte mult timp, deci mi-ar fi, mi fi greu cu Serena. Dar cred că în, în zilele mele bune, în care jucam simplu, cred că aș fi învins-o. Endre, îți si povestea, pentru că tot ai făcut, a făcut referire la Mihai Mironica în cartea sa autobiografică și despre faptul că a avut momente în care n-a mai iubit tenisul. Ai avut astfel de momente da. în care n-ai mai iubit tenisul? Da, cred că cu toții le avem câteodată. Că atunci când faci un lucru, oricât îți place, dacă când ajungi să-l faci foarte multe ore și în condiții de oboseală, de stres, de tensiune, de nervi, câteodată ți-e prea mult și te gândești să te oprești, să mai faci altceva. Sunt multe etape prin care treci, pierzi mult câteodată și îți vine să renunți, dar eu de fiecare dată am avut pe cineva lângă mine care m-a susținut, am trecut de acel, acel mic impas și am mers mai departe, am continuat, n-am renunțat și am, am reușit să ajung unde mi-am dorit dar cred că cu toții trecem prin acele momente, acel love-hate relationship cu, cu activitate pe care ajungi să o faci atât de mult că câteodată ai vrea o pauză. Dar la noi anul competițional începe în ianuarie, se termină noiembrie, nu prea poți să-ți o pauză de o lună, două sau poți să-ți dacă ești federer și vrei să sari peste sezonul de zgură, să fii proaspăt <cute> pentru sezonul de iarbă, dar majoritatea dintre noi jucăm din ianuarie până noiembrie și gândiți-vă că pe lângă turneele pe care le jucăm, ne antrenăm constant ore întregi pe zi. Ai pomenit de Federer, ești uh, federist sau nadalist sau uh, că mulți se împarte uh, în așa da. fel în tenis? Andrei Pavel, de exemplu, a avut uh, experiența aceasta. Astăzi, da. Uh, uh, a povestea la un moment dat pentru că el a avut ocazia de a juca împotriva lui Federer în uh, turneu mare. Și spunea, la un moment dat aveam impresia că îl plictisesc. Uh, nu știu, chiar simțea că nu are ce să facă. Era și Federer într-o perioadă de vârf a carierei, la potențialul lui, atunci când juca cu da. Andrei. Cum ești? Ești federist, ești nadalist? Cum îi vezi pe acești giganți? Îmi place să-l urmăresc pe Federer. Îmi place jocul lui, e o artă pe terenul de tenis și acum, la vârsta lui. Reușește execuții incredibile și... E unul din puținii jucători pe care îi urmăresc tot timpul când joacă și am ocazia. Dar îl apreciez foarte mult pe Nadal, poate mai mult decât pe Federer pentru felul lui de a fi și, de exemplu, copiilor e mai bine să-l dai exemplu pe Nadal decât pe Federer. Federer este o perfecțiune tehnică, fizică, la Nadal sunt, există multă muncă, atitudine, efort, putere mentală. E cam ca la Ronaldo cu Messi, cam aceeași poveste. Da, exact. Și pe, pe, pe Nadal l-aș recomanda copiilor să-l urmărească să-i să citească cartea um, și să încearcă să fie ca el, nu ca Federer pentru că e foarte greu de atins perfecțiunea hmm. aia Ne-ai spus că atunci când erai copil Andrei Pavel a fost un exemplu pentru tine da. dar mă gândesc că ai avut uh, niște modele așa și din tenisul mare, uh, din, din da. străinătate poți să ne spui câteva nume de acest gen? Da, am crescut uh, urmărindu-l pe Edberg uh, Sampras uh, mai târziu Federer, pe Agassi, îl urmăream, urmăream acea rivalitate sempre să și cu Agassi am avut ocazia acum la Melbourne să schimb câteva mici cu el, pentru că îl antrenează pe Dimitrov și am făcut un antrenament cu Dimitrov. Și a fost un moment din ăla de care nu credeam că mai am. Să-mi cunosc cu un idol și să schimb câteva mici cu el și să am emoții că dau trei, trei schimburi cu el. Ți-au transpirat meu un pic. Da, a fost un, un moment plăcut. Dar e important să avem cu toții modele, pentru că de acolo ne inspirăm, vrem să fim ca ei, citim despre ei, ne interesăm despre ei, cum au făcut ei și aflăm că aflăm cât de mult au muncit, cât de mult au crezut în ei, cum au trecut prin etapele grele și lucrul acesta ne motivează. Cred că e important să avem, să avem modele. Federer are deci cei trei mari care sunt acum în tenis da. sunt și cei mai mari din istorie ca număr de trofee de Grand Sunt câștigate Federer cu 20, Nadal cu 18, Djokovic da. acum a ajuns la 15 cu acest succes de la Australian Open. Crezi că această ierarhie se poate schimba? Federer e acum la 37 de ani, Nadal la 32, Djokovic la 31. Se poate schimba această ierarhie? Nadal sau Djokovic îl pot depăși pe Federer? Cum vezi această luptă în continuare? Mm. La cum arată lucrurile acum, bineînțeles că uh, lucrurile se pot schimba. Uh, Djokovic cum a dominat uh, din nou uh, tenisul uh, în, în ultimul an, pare că ar putea câștiga uh, următoarele câteva Grand slam Dar... cu excepția Roland Garrosului. Da, inclusiv la, la Roland Garros, după, după această finală uh, în care l-a bătut pe Nadal și l-a dominat și mental și fizic. Și da, da, cu mai mult nivel... Nadal o să vrea la Roland Garros, acasă la el, că e casa lui. <hie> Corect, de aceea va fi un, din nou uh, un meci foarte interesant când se vor întâlni din nou. Uh, dar este foarte greu să câștigi un turneu de Grand Slam, chiar dacă pare că e pe un val acum și le câștigă atât de ușor, Uh, e foarte greu. Și orice turneu de Grand Slam pe care îl câștigi merită sărbătorit și apreciat. E special. Când ajungi acolo ca spectator, ca junior, uh, ca antrenor, simți uh, Tradiția care este acolo, simți. Încă țin la foarte multe lucruri englezii? Da, e o anumită tradiție și eleganță la Wimbledon. Când ai ocazia să joci, toată lumea joacă în alb, ești pe iarbă, nu te mugdărești, e tot atât de elegant. Și englezii, publicul englez este fantastic, vin într-un număr foarte mare, sunt foarte educați pe tenis, susțin pe toată lumea. Și uh, e minunat să joci acolo, mai ales să ai ocazia să joci o finală sau câteva finale. Ne-ai spus mai devreme despre experiența pe care ai avut-o în adolescență la Academia lui Nic Bolit. <coughs> Andrei a găsit povestește în biografia lui despre uh, o atmosferă, reda și o atmosferă mai cazonă, mai militaroasă, acolo. Da. La, uh, așa era cu niște da. barăci din acestea cu, cu foarte multă disciplină, cu niște ore din astea incredibile la care începeau antrenamentele și așa mai departe. Da, gândiți vă că uh, e ca un cămin în care ai toate condițiile basic uh, uh, de care ai nevoie ca să joci tenis. Iar într-o școală de tenis cu câteva sute de sportivi, trebuie să ai o disciplină, trebuie să ai un pic de militărie, altfel pierzi controlul și iese un haos acolo. Aveam oameni care ne supravegheau, să fim în pat la ora aia, să fie curat, să ne înțelegem bine între noi. Deci eram educați și disciplinați ai de la mult cu boletierii? Da, el era genul de, jucăt de antrenor care se plimba printre toate terenurile și când vedea ceva, când observa, vrea să te corecteze, venea și ce-am observat foarte uh, mult la el, era un foarte bun motivator. Deci când intra pe teren și începea să vorbească cu tine, te făcea să te simți că ești următorul Agassi. Îți aduce aminte de niște nume importante care erau atunci împreună cu tine la, la Academie, care au devenit niște da. nume importante? Da, ultimul. eram atunci, bine, erau un pic mai mari decât mine, și, dar ne antrenam împreună. Tommy Haas, Xavier Melis, uh, Nishi Cori era acolo, uh, Max Mirni... Uh, un idol de al meu care mi-a devenit și partener după mă, câțiva ani um, Serena s-a antrenat acolo destul de mult um... deci era o densitate de de valori de, 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 și de deosebite. Valor, da.